Acum ne pregătim să urcăm pe vârful Pătru. Vremea este superbă. Am venit de la Timișoara special pentru ziua asta. E ultima zi, cred că, din sezonul ăsta și am zis că nu se poate pierde o zi de genul ăsta. Superb afară, senin. E excelent pentru ski și snowboard. Excelent. Noi suntem pentru prima dată anul ăsta la Șurianu. Putem spune că pentru noi e cel mai frumos domeniu schiabil din țară. Sperăm să fie în fiecare an măcar cum a fost anul acesta. Și chiar dacă cu pandemia, să știți că noi ne-am simțit bine, poate ne mai ține și pe noi acasă și nu ne obligă să plecăm către Austria, către alte țări. E un domeniu excelent, condițiile sunt foarte, foarte bune. Este foarte bine. Vremea tot timpul când am venit aici a fost senină. Tot timpul pot spune că aici m-am distrat cel mai mult. Pârtile sunt destul de lungi. Zăpada este pufoasă. Tot timpul am putut să alunec bine. Pârtile mie mi se par puțin grele, fiindcă nu sunt cam începător, dar e fain aici și nu e multă gheață. Te gândeai că în luna april este zăpada așa mare aici? Nu. Mă gândeam că o să fie mai degrabă de biță. Pe aici n-am fost, dar am mai fost la Șureanu și plănuim să mai venim. În ultimul nostru weekend de funcționare a domeniului de schiabil de Șureanu, ne bucurăm de un număr decent de schiori și cred că aceștia se bucură de o vreme superbă. Chiar dacă sunt minus 2 grade în momentul de față, zăpadă este suficientă și cu ceea ce s-a depus în ultima săptămână, cred că toată lumea se bucură de acest ultima ieșire la zăpadă pe sezonul acesta. Este aproape mijlocul lunii aprilie, totuși zăpadă este de belșug. Este, n-am mai prins așa zăpadă, sincer, cred că de vreo 5 ani de zile. Cred că e ultima oară când pot să zic că am schiat în aprilie. Ce să zic, e super, spectacol. Ai mai fost aici, nu? Da, Șureanu este pentru plăcari, este meca off-pistului, ca să zic așa, a Paulului și revin de fiecare dată cu plăcere aici. Și cazarea, am văzut, a crescut numărul locurilor de cazare în lungile prigoanei. Cu alte cuvinte, excelent, mă bucur. Dacă ar fi mai mult în țară, cred că am reușit să ne ținem oamenii acasă, turiști. Vă gândească luna april, la mijlocul april, se găsesc așa bine aici la Șureanu? Nu, și chiar sperăm să se prelungească până 1 mai. Din păcate, nu prea e foarte multă lume. Probabil nu știu, nu cred că încă este zăpadă. Dar îndemnăm să vină să schieze, pentru că condițiile sunt excelente. Pe pârtii, în zonele bune, avem peste un metru de zăpadă? Pentru că avem garduri care protejează această zăpadă, iar în afara lor sunt undeva în jur de 50-60 cm de pârtii, care creează o zonă foarte bună chiar și pentru off-piste. A nins în ultima perioadă? Da, ultima săptămână doar au nins peste 40 de cm, care ne-au ajutat și au dat o nouă față pentru câteva zile a domeniului schiabil și a pârtilor. Cei de la domeniul schiabil vor să știe de la turiști dacă vor mai prelungesc sezonul sau îl opresc? Am auzit și noi, ne-ar părea rău. Noi suntem schiori, ne place, venim, am spus, suntem îndrăgostiți. Venim de la Mediaș, nu e nici foarte aproape, dar venim. Și măcar în weekend, dacă s-ar schia, ar fi extraordinar. Cât timp este zăpadă? Sunt doar în clasa 11-a, deci acum cum este și vacanța copiilor, aș sugera măcar o lună. Oricum, vremea ține cu noi, deci cel mai bine ar fi să se prelungească. Yay! Okay.